Vaslui și Rapid au dat-o la pace într-un meci disputat pe o vreme siberiană. Raul Costin a marcat un gol de generic, dar Herea nu a fost de acord cu rezultatul și s-a terminat 1-1 pentru Oțelul. Vaslui l-a condus după eurogolul lui Raul Costin, dar nu a putut să-și ia revanșa pentru înfrângerea cu 2-0 din prima etapă a campionatului. Ei au marcat un gol fabulos în opinia mea de la 30 ceva de metri. Herea a reușit egalarea la 4 minute de la reluare, la faza creată de Rui Duarte. Vasluienii începuseră meciul foarte bine. Bornescu s-a opus însă la ghiuleaua lui Gheorghiu. Oaspeții puteau rămâne în 10 oameni. Robert Dumitru i-a arătat doar galben lui Rui Duarte pentru intrarea violentă la Bălace. Finalul primei părți a aparținut lui Raul Costin, care a vrut să-l concureze pe Dorel Stoica, autorul unui gol de generic la Cluj. Herea s-a opus înfrângerii și a făcut 1-1 în minutul 4 al reprizei secunde. În minutul 59 a avut loc și o partidă de lupte între Grigorie, Ghencev și Pap. Incidentul nu s-a lăsat cu eliminări. Scor final 1-1 și cele două echipe se îndepărtează de liderul Oțelul. Gălățenii au 7 puncte avans față de Vaslui și 9 înaintea Rapidului. Un rezultat echitabil, chiar dacă eu zic că puteam să câștigăm acest joc. Am fost un pic forțat să alcătuiesc această echipă având 4 jucători lipsă, dar cei care au intrat astăzi și-au făcut datoria și s-au autodepășit, în opinia mea.